Ok, we are live. Sper să mai intre lumea. Nici nu știu dacă... Ok, sunet. Better în ce sens? Se aude sunetul ok? All good? Bă, de ce pisici streamurile astea scuzați în franceză, ați fut așa meciul, pregătești totul, all good, și fix când îi dai drumul, fix atunci a problemă la sunet. Și până acum toate testele pe care le-am făcut au fost super, super ok. Ah, salutare Martin, salutare Alex, Florin, Hokage, salut, all good Bogdan, da, bă, da, îmi pare rău că îs inconvenientele astea, dar când te bate tehnologia, aia îi, știi, n-ai, nu prea ai ce să-i faci, trebuie să o suporți, să mergi mai departe cu ea. Sper că, măcar atât, sper că v-a plăcut intro-ul și v-a dat așa un picuț de energie piesa aia rock. Dar, da, asta este technology beats us. Iulia Becheș, salutare! Așa, bun. Tudor, salut! Oleg, salutare! De peste Prut, salut, salut, salut. Bun, păi hai că ne-am făcut așa încălzirea și cu micile probleme tehnice. Mă bucur să vă am alături din nou pe live stream-ul ăsta. Este episodul 2 din Criticisme. Am pregătit 10 portofolii peste care urmează să ne uităm. Mi-ați dat de lucru foarte, foarte, foarte mult și asta mă bucură, pentru că de la ultimul live s-au înscris, cred că peste 30 de portofolii și s-ar putea să-mi ia încă vreo 2-3 live-uri să ajung și la ele, dar sper să eficientizez tot procesul ăsta și să pot să mă uit peste toate portofoliile în viitoarele episoade. Da, de la ultimul episod s-au schimbat mai multe chestii, printre care și noua mea frizură, pentru că, bineînțeles, acum este criză de frizeri și a trebuit să iau lucrurile în propriile mâini. Și vreau să-i mulțumesc lui Cristinel Enoiu, pentru că m-a ajutat un picuț să setez stream-ul și am reușit să fur un picuț de la el, un picuț de inspirație pentru toată partea asta vizuală și mersi pentru asta. Mai sunt unele chestii de lucru când vine vorba de setarea stream-ului, dar în fine, astea sunt chestiuni pe care urmează să le mai descoper și le învăț și eu along the way. Printre altele, dacă data trecută am avut destul de multe probleme, să zic așa, cu atenția, pentru că nu puteam să mă uit nici pe chat, nici la monitor, nici în stânga, nici în dreapta, a fost super weird. De data asta o am alături pe Tiffany. Tiffany este colega mea care practic este acel ninja din spatele copywriting-ului de pe proiectul la Saptisme. Așa că Tiffany, say hi to the people and people. Hello, say hi to Tiffany. Ea o să mă ajute să identifice întrebările și să pot să răspund mai ușor la ele. Așa că în continuare își păstrează statutul de ninja din umbră. Bun, salut. Salut Răzvan. Andrei, salutare.
bun, hai că merge, bine treaba acum, let's go, yes, let's go, go, go. Bun, în principiu, stream-ul de astăzi, salutare Lucian, în principiu stream-ul de astăzi aș vrea să îl împart în 2-3 bucățele, nu știu exact cât o să dureze, sper să nu dureze extrem de mult și să fie cât de cât entertaining pentru toată lumea, dar am să îl împart în 2 sau 3 bucăți, însemnând că după fiecare rundă de critică de 3 sau 4 portofolii, o să facem o, să zicem, o mică pauză în care o să mai luăm o gură de bere, o gură de cafea, o gură de ceai și o să răspund la întrebările voastre. Așa că puneți întrebările acolo în chat, cât mai multe, cât mai variate, și în pauzele respective o să răspund la întrebările voastre. Așa că nu mai stăm pe gânduri, trecem direct la critica de portofoliu și îi dăm să sune. În colțul din dreapta, cu părul cârlionțat și șorț galben pixelat, Emilian Mocanu. Bun, Emilian, da, ăsta este portofoliul Emilian. Mersi foarte mult că l-ai trimis. Am dat așa un ochi peste portofoliul tău și da, am câteva observații de făcut. Dar înainte să fac observațiile astea, vreau să zic că apreciez fiecare content, fiecare bucată de content pe care o pui pe internet. Te urmăresc și eu, here and there, și văd că ai activitate. Asta contează imens de mult. Și keep it going, dar să nu uiți că va trebui să-ți îmbunătățești portofoliul, că de aia suntem aici. În primul rând, la prima vedere, o să fac observații la prima vedere. Toate portofoliile o să beneficieze de această observație. Evident, vă rog să luați toate ideile astea cu puțină sare și piper, pentru că sunt doar părerile mele personale și sper într-un final să vă ajute, să vă direcționeze către ceva mai bun. Bun, Emilian, cred că o chestiune care lipsește de pe site-ul tău este partea asta de header, partea de logo cel puțin. Până la urmă ești un graphic designer și totuși cred că va trebui să ai un logo până la urmă, prin care să poți să fii identificat. Deocamdată lipsește asta din contextul site-ului. Apoi, un alt lucru pe care l-am observat pe site este că lipsește și footer-ul. Dar lipsește cu desăvârșire, e așa o gaură neagră. Totuși va trebui să lipești elementele astea în site-ul tău pentru a-l avea cât mai complet. Și de altfel, cred că ratezi niște oportunități prin lipsa lor. Iar asta nu poate decât să zică, probabil, celor care vizitează site-ul, că poate nu ți-ai dat interesul, poate că e un template de WordPress și n-ai știut tu cum să pui footer-ul și așa mai departe. Nu vrei să te afli în poziția aia. Ce aș mai obiecta legat de prima impresie e că așa la nivel de copy mi se pare mai mult că toate poveștile astea ar putea să meargă într-un blog post în care explici aspecte, nu știu, din viața ta sau din experiența ta de graphic designer. Aici pe site e parcă prea multă poveste, e ceva ce s-ar putea să e prea copilăros, dacă ar fi să zic așa. Deci ai avea nevoie de un limbaj un picuț mai puternic. Dar din nou, e totuși un start,
cred că va trebui să mai pui accent pe homepage aici, pe proiectele tale și nu neapărat să ai un singur buton care să te ducă la proiecte, ci mai degrabă să arăți efectiv, nu știu, câteva thumbnail-uri cu cele mai importante proiecte care să te ducă ulterior la pagina de portofoliu. Acum hai că intrăm un picuț și prin portofoliu. După cum ați observat, avem un timer acolo pentru că data trecută când m-am băgat am uitat să mai și ies și cumva timerul ăsta măcar așa o să mai aduc aminte că bă, hold your horses, move on. La nivel de portofoliu am văzut că și ilustrezi destul de mult și chiar îmi place stilul ilustrațiilor. În contextul site-ului, aici am câteva lucruri care nu mi-atrag atenția, de fapt îmi atrag atenția, dar nu sunt cele mai grozave, și anume efectele astea de stroke și drop shadow și mai ales tranzițiile thumbnail-urilor de la dreapta la stânga, parcă nu sunt cele mai grozave. Aș prefera să văd lucrurile cât mai statice, cel puțin în contextul paginii la care ne uităm. La fel aici vezi că nu ai niciun shadow, aici ai, again, e o chestie de inconsistență. Acum, la nivel de proiect, hai să vedem ce se încarcă aici. Ok. Da, proiectele, so far, eu zic că îs ok. O altă problemă, totuși, în contextul site-ului, aici ai imagini. Și aici, dacă da, ai o singură imagine destul de mare, mă, n-arată rău, it's fine. Dar în momentul în care te gândești la partea de indexare, partea de search engine optimization și ai text pe imagine, lucrurile nu o să mai funcționeze la fel de bine. De aia ți-aș recomanda să scrii efectiv textul în editorul tău de WordPress și să-l ai acolo ca și text selectabil, să zic așa. Cumva, din punctul meu de vedere, abordarea asta în care ai un text pe imagine în contextul unui site personal mi se pare super lazy. Și, you know, don't do that. Da, în contextul Behance-ului cumva mai merge. Dacă vrei să infuzezi mai multă personalitate în proiectul respectiv, folosind probabil fonturile brandului în cauză. La nivel de mock-up-uri, eu zic că ai un ochi pentru ce înseamnă mock-up-uri de calitate. Da, cred că proiectul ăsta, îmi amintesc de proiectul ăsta, cred că am mai conversat un picuț în jurul lui, dar da, overall e super nice. Vezi footer-ul, upsie, s-a terminat timpul, dar don't worry about it, continuăm. Footer-ul lipsește, probabil că la fiecare final de proiect va trebui să ai un call to action în care să-l inviți pe client sau, mă rog, cine îți vizitează site-ul să te contacteze, să-ți scrie, poate e cineva care vrea să lucreze cu tine. Hai că ne mai uităm peste încă un proiect, să luăm ăsta, ghidul ilustrat al elevului. Da, ilustrațiile sunt chiar foarte, foarte, foarte faine și dacă bine îmi amintesc, cel puțin legat de ce am văzut la tine pe Facebook, cred că tu le-ai făcut, așa e, că-s super nice. Și bine să ai, cum e imaginea asta, să ai în portofoliu, dacă se poate, imagini, efectiv fotografii cu produsul respectiv in action. Fie că e o identitate vizuală, fie că e packaging, n-are nicio importanță, să ai fotografii cu produsul final. Asta ajută super, super, super mult. Da, mai aici blog. Acum blogul, da, nu neapărat face parte din portofoliu, dar ce pot să zic e că ar trebui să continui să scrii pe blog.
pentru că scrisul în general ajută la organizarea gândurilor tale și faptul că începi să scrii, asta o să conteze foarte mult ca și skill în anii următori. Așa că do that. My poster plan. Da, postere, nice, dar aș fi vrut să văd un picuț un de ce. De ce faci posterele astea? Care-i, what's the goal până la urmă? Care-i faza cu ele? De ce ar trebui să fiu eu interesat de ceea ce faci tu aici? Altfel îs puse doar câteva imagini și that's it. Something to think about. Dar, overall, nu uita logo-ul, da? Deci logo-ul neapărat, să știu cine pisici ești, și footer-ul. Footer-ul. Bun. Ce mai avem pe aici? Da, atâta. Atât. Do it. Bun. Next, următorul pe listă, cine este? Păi hai să vedem cine este. În colțul din stânga, student al Universității UAB din Cluj-Napoca, Mihai Ciubotaru. Bun, Mihai. Mihai Ciubotaru. Ok, suntem aici. O secundă, numai să îmi schimb ferestruicile astea care îs pe toate ecranele. Așa, Mihai, student, Cluj-Napoca, awesome. Primul lucru care îmi sare în ochi e partea asta de boring stuff. Dacă îi zici boring stuff, aș putea să interpretez, dar that's just me, că you do not give a shit. Și sloganul ăsta, sau nu, quote-ul ăsta de la Saul Bass, e la fel un fel de the lazy way of saying something for yourself. Da, sunt faine quote-urile astea, dar nu le-aș lăsa pe post de descriere. Când de fapt ar trebui să descrierea respectivă ar trebui să reflecte cine ești tu mai degrabă, să te cunoască lumea un picuț mai mult, să zici câte ceva din background-ul tău. Da, un code de genul ăsta ar fi fain să-l printezi și să-l pui undeva pe perete. Deci recomandarea mea ar fi să faci un update la the boring stuff și să îi dai o alură de unboring stuff, pentru că până la urmă nu ești în zona asta creativă care nu e neapărat boring și nu vrei să fii boring până la urmă. Ok, hai să ne uităm un picuț și peste portofoliu. Hai să ne uităm peste această lucrare experimental. Um, 3D project I've worked on. Bă, deci imaginea asta e absolut excelentă. Adică vizual arată super, 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 super nice. Dacă ai făcut tu modelarea la modeling-ul la mașina asta, my man, you're very, very, very good. Și da, sunt foarte fain reprezentate mașinile astea. Legat de proiect, aș avea totuși câteva remarci. Aici, în partea asta de sus, probabil că ar fi o idee ca în Behance să faci background-ul să fie negru, ca toată imaginea asta să fie cumva integrată mai bine, să fie seamless. Sau din cauza că are 6 secunde, dacă transformi imaginea asta într-un GIF și embeduiești GIF-ul aici și îl pui pe loop și o să-ți meargă over and over again. Așa cumva mă obligi să dau click acolo și s-ar putea să
la prima vedere s-ar putea să nu înțeleg ce e cu pata aia de culoare pe un background negru. Ar putea să fie mai bine integrat așa, dar totuși, ai aici niște imagini super, super powerful. Adică ai tot ce trebuie, contrast, culori, everything. De ce nu folosești o imagine, uite, poate imaginea asta, să zic, sau, I don't know, asta, să zicem, o pui aici sus în header. Cred că ar avea mult mai mare impactul și imediat sub imagine să vii cu un text în care să dai un picuț mai mult context. Adică să zici, nu numai că a fost un proiect experimental sau că l-ai făcut la școală sau că nu știu ce ai făcut cu el. Pur și simplu creează o poveste în spatele conceptului respectiv. Fie câți mașini, fie, n-are nicio importanță, ceva totul să găsești acolo. Da, deci, dar în rest, mi se par super, super, super nice. Aș vrea să văd mai multe lucrări de genul ăsta de la tine și mi-ar fi plăcut să văd probabil și modelul în format wireframe. Să văd un picuț așa cât de complex arată mașina sau mașinile. Bun, hai să mergem mai departe. Monumental, for Monuments of Romania, illustrated in a colorful way. Ok, e un picuț cam generic așa textul, e un picuț prea obvious. Probabil că ar trebui să gândești iarăși o poveste. De ce ai făcut chestia asta? Care e faza cu monumentele astea? Ce ar trebui să transmită? Și așa mai departe. Înțeleg că imaginile au valoarea 1000 de cuvinte, dar câteodată chiar trebuie să dai un picuț mai mult text și explicație. În rest, da, ilustrațiile sunt ok. Dacă ar fi să compar ilustrația asta cu ce am văzut adineauri, renderele 3D, mi se pare că ilustrațiile sunt destul de departe, dar din nou, acum compar și o mere cu pere. Și da, sunt colorate. Bun. E ok că le-ai pus într-un mock-up. Dacă mock-up-urile astea parcă nu... I don't know. Sunt prea plate așa. Super, super flat și parcă nu scot în evidență prea bine, cum să zic eu, skeuomorfismul ăsta. Apoi ai săgețelele astea aici care ar trebui să însemne ceva, dar nu îmi dau seama către cine, către ce sunt îndreptate. Probabil că trebuia să fie un text aici. Da, ce aș putea să sugerez eu la proiectul ăsta? Îi, unul la mână, să folosești alte mock-up-uri. Eu am o problemă cu mock-up-urile în general. Mi-am și format așa un NAS pentru mock-up-uri care e scrap și mock-up-uri care sunt super nice. Da. Again, e o chestie foarte, foarte subiectivă. Ce am mai observat e că imaginea asta, cel puțin partea asta de shadow, e pusă aici în header-ul tău. Nu te supăra dacă zic, dar mi se pare că ai fost super leneș când a venit vorba de header-ul ăsta. Fă ceva mai custom, fă ceva mai îngrijit, că nu e suficient să iei numai o bucată dintr-o parte, o pui în aia, la altă parte și you call it a day. La fel, imaginea de avatar, dacă nu vrei să-ți pui o fotografie cu tine, atunci măcar adu-o la nivel cromatic în direcția asta, ca să se lege așa una cu alta. Bun. Rain in Blood.
La fel, ilustrațiile sunt faine. Deci ilustrațiile sunt faine. Acum, dacă îl avem pe fir și pe domnul Ilustrescu, el ar putea să critique și mai bine partea de tehnicalitate a ilustrațiilor. Eu ce pot să zic e că în proiectul ăsta lipsește prezentarea ilustrațiilor într-un context. Mi se par super huge, atât de mare încât chiar trebuie să dau scroll. Prezintă-le un picuț mai altfel, folosind mock-up-uri de calitate și ai grijă că aici lucrurile nu sunt chiar aliniate. Linia asta cu textul, cu titlul de aici, pare să fie un picuț off. Așa și, proiectul ăsta aici, singura remarcă e că e super mult grain. Super mult grain. Înțeleg că ăștia sunt niște puișori de găinușă și au nevoie de niște boabe, niște grain, atunci înțeleg, e ok, perfect, excelent. Logo-urile astea arată ele super bine așa de la distanță, dar le-a zice mai degrabă ilustrații. În format mic se cam pierd detaliile, așa că nu le-aș numi neapărat logo-uri. Bun, cred că cam atât legat de portofoliul tău. Sper cât de cât să te fie ajutat toate informațiile astea. Deja suntem la portofoliul numărul 3. După care facem o mică pauză de questions and answers și mergem mai departe la următorii competitori. Competitori, la următorii boxeri, la următorii participanți, nu știu ce azi competitori. Bun. Next. Așa, își face acum încălzirea omul care a descoperit cum să facă un triunghi fără să tragă vreo linie. Florin Dascălu. Up, up, Florin. Am ajuns și la tine până la urmă. Marc. Hopa, l-avem și pe Marc in the house. Salutare, Marc. Florin, ia să vedem. How to make a triangle without drawing a line. Păi să știi că sunt foarte curios cum poți să faci chestia asta și vreau să îmi arăți, să-mi explici. Am tot stat să mă gândesc cum poți să faci un triunghi fără să tragi o linie. I have no clue, my man. Da. Bun. Florin Dascălu, graphic designer, typographer, illustrator. Florindascălu.com. De ce nu mi-ai dat mie linkul la... la site-ul tău. Să mergi pe site-ul tău, ăsta e mai... Uite aici, frumos, o animație, o treabă, o măslină. Bine, hai că vorbim despre portofoliul de Behance. La fel, observațiile de suprafață merg către zona asta de text, care mi se pare... cumva parcă nu reflectă neapărat lucrările pe care le-am văzut până acum. Adică mi se pare așa o explicație de asta foarte, foarte simplistă a ceea ce înseamnă pentru tine out of the box, bla bla bla, care deja e un clișeu cu a gândi out of the box. Ai putea să scrii think outside of the triangle, dacă tot ești pe direcția asta cu triunghiul și practic dai un picuț mai multă personalitate la... mă rog, acestui concept cu triunghiul. Sună foarte mult aici a CV chestia asta. Nu știu cât de interesată o să fie lumea să citească așa ceva. Pentru asta există LinkedIn. Eu aici tot timpul sugerez să aibă lumea, nu știu, o descriere super concisă.
super, super concisă. Numai că pentru a face o descriere de genul ăsta, da, ideal ar fi să ai probabil un om care se ocupă de așa ceva, care e un copywriter, care știe să jongleze cu cuvintele. Dar noi, na, graphic designerii, noi suntem mai axați și mai focusați așa pe munca asta creativă, nu prea ne interesează foarte mult zona asta de copywriting, dar dacă îi se investește un picuț de timp în alegerea unor cuvinte și să faci, nu știu, două paragrafe, ești mult, mult, mult mai câștigat. Și o să vezi în timp, pe măsură ce crești în experiență, pe măsură ce îți dezvolți network-ul de oameni, vei găsi probabil pe cineva care să te ajute în a crea aceste descrieri, aceste paragrafe cu cuvinte alese. Și asta contează super mult. Așa că I dare you să îți faci update la descrierea asta. Nu de alta, dar suntem acolo pe Discord și o să ne luăm la mânuși de box. Am să intru puțin și prin portofoliu, dar nu înainte de a face veșnica observație legată de thumbnail-uri. Mi se pare că sunt picuți din filme foarte, foarte diferite și nu au neapărat consistența pe care aș vrea să o văd într-un portofoliu. Cred că ce îmi sare în ochi foarte mult e cyanul ăsta super fosforescent, logo-urile de la primele două proiecte ar trebui să aibă un picuț mai mult spațiu de jur împrejur. Uite cum e încadrat aici logo-ul Vroom, mi se pare mult mai ok încadrat față de restul. Așa că I dare you again să faci update-urile astea. Bun, hai să intrăm un picuț, vedem câteva proiecte, mai avem 2 minute 20 de secunde, hai că ne încadrăm. Proiectul ăsta, mi se pare așa de la prima vedere, mi se pare că are foarte multe elemente excelente. Îmi place foarte mult că ai depus un efort să arăți un picuț mai mult din behind the scenes. Asta e o chestie super importantă pentru că îmi transmite că you know your shit. Da? Sunt unele probleme referitoare la white space în jurul logo-ului. Nu uita că fiecare logo trebuie să aibă un safe zone. Logo-urile de aici nu au acest safe zone și sunt picuți prea apropiate. Deci ai nevoie de mai mult spațiu aici să poată să respire simbolul ăsta. La fel, textele de aici. Va trebui să lucrezi un picuț mai mult la line height, fă-l un picuț mai mare. Prea, prea squished, să zic așa, nu vine cuvântul în română, pare rău pentru acest romenglezism. Aș lăsa spațiu un picuț mai mare aici, așa aici mi se pare super, super înghesuit. Și for some reason, textul ăsta, anti-aliasing-ul la text, parcă nu-i cel mai grozav, dar probabil e de la monitorul meu, nu știu asta. Partea asta de typography, e prea miculuț acolo, mi se pare că poate să fie îmbunătățită. Uite, vezi aici, ai spațiu un picuț mai eficient la logo, dar zona asta de sus e prea mică. E prea mică și cred că pot să o dezvolt și mai mult. Și la fel și partea asta de mock-up-uri. Dacă ai mers pe cromatica, dacă asta e culoarea principală, cumva e weird să văd aici verdele ăsta, care cumva e destul de similar, give or take, cu verdele ăsta, unde ai zis că nu e acceptat, dar aici cumva e acceptat.
va trebui să le faci astea să fie mai din același film. Și la fel, aici nu prea îți dai seama ce se întâmplă în mock-up-ul ăsta cu mașina. Dar, da, overall, is good. Bun. La ce să ne mai uităm? Că văd că timpul trece așa super, super, super rapid și 36 days of type. Bă, astea sunt faine. Aici, la fel, domnul Ilustrescu o să poată să critique mai mult partea asta de ilustrație, dar eu ce pot să zic legat de corpurile astea de literă e că, bă, sunt faine. Deci sunt chiar faine. Poate că ar fi mers un picuț mai diversificate, cel puțin background-urile. Ai astea trei de aici care sunt colorate și restul... Da, în rest, da, it's a very, very, very nice. Și... Nici nu știu, oare le-am văzut la tine pe Instagram sau nu, parcă pe ăsta l-am văzut. Nu știu, dar dacă nu le ai pe Instagram, ai face bine să le pui. Bun. Ne mai uităm la un proiect. Hai să vedem ăsta așa super, super fosforescent. Da? Daily Logo Challenge. Daily Logo Challenge și Mark, colegul meu Mark, el făcea, a luat Logo Challenge-ul ăsta și l-a făcut și mai tight, adică One Hour Logo Challenge. Și îți dai seama câte loguri ar fi putut să facă într-o zi. Și dacă sunteți curioși, Mark a fost un băiat foarte conștiincios și... și-a lansat pe Behance un proiect de logo-uri. Vă invit să le vedeți, că super faine. Day 1. Cam subțirel, așa, proiectul. Day 1, oare unde e day 2, 3 și așa mai departe. Cumva mă aștept să văd și episodul 2-3, ziua 1-2-3-4, câte ar fi. Ca așa n-are substanță challenge-ul ăsta. Bun. Cam atât. Deocamdată suntem la, hai să vedem, Florin, numărul 3. Ok. Cred că e timpul să mai bem o gură de ceva, de licoare, și să răspundem la posibilele întrebări. Bun. Noroc, sănătate. Tiffany, mai ești pe fir? Aici. Salut, salut. Hello. Așadar. Ce întrebări avem, întrebăcioase? Păi, până acum am primit de la Bogdan, două întrebări. Una dintre ele ar fi dacă cumva crezi că sunt mai educați clienții din afară față de cei români, pentru că el spune că se simte oarecum limitate de atitudinea clientului și de contentul acestuia. Deci dacă clienții din afară îs mai, educați, mi se pare greu de răspuns la întrebarea asta, în sensul că da, am văzut diverse atitudini cu cei cu care am lucrat din afară, o chestie de atitudine, o chestie de percepție, dar o percepție și o atitudine pozitivă în sensul ăsta, comparativ cu unii clienți din România. Dar e foarte greu să zic treaba asta, pentru că am avut clienți din afară care pur și simplu au fost niște freaking assholes și am avut foarte mulți clienți din România care sunt the best. Deci cei mai buni clienți ever, din toate punctele de vedere. M-am înțeles cu ei de la început până la sfârșit și în continuare lucrăm și așa mai departe. Deci n-aș putea să zic
care e mai ok, care nu e ok. Fiecare dintre noi suntem exact așa cum suntem, dar, din nou, există niște influențe, să zic așa, de la o țară la alta, if you will. Până la urmă contează foarte mult cum îți așterni tu lucrurile, cum reușești să îți alegi clienții cu care să lucrezi. Cam ăsta ar fi răspunsul meu la întrebarea ta. Next, Tiffany. Mai este încă o întrebare tot de la Bogdan și te întreabă ce faci atunci când rămâi fără creativitate, dacă cauți soluții pe net și te inspiri de la alți tovarăși designeri. Ce faci când rămâi fără creativitate? Ba, întrebarea asta e una destul de clasică. Cred că fiecare dintre noi are câte un fel de coping mechanism, să zic așa, când, nu știu, când n-ai chef să faci chestii, nu știu, procrastinezi, găsești tot felul de motive să nu faci ceva. Când rămâi fără creativitate, câteodată, cum mi se întâmplă și mie, bă, efectiv, n-am chef să fac ceva, pur și simplu, n-am chef, nu mai am nicio idee, habar n-am în ce direcție să iau. Și atunci, cea mai bună modalitate de a trece peste hopul ăsta e să fac o pauză. Înseamnă că, bă, creierul meu nu mai poate să judece, e done, și-o golit cutia de idei. Și cel mai bine e să faci o pauză. Lucrurile bune încep cu o pauză, vorbă din popor. Dar, din nou, ce chestii pe care le mai fac eu, câteodată, efectiv, dorm. Eu trebuie să dorm. Eu, dacă nu dorm în fiecare noapte, cel puțin 6 ore jumate, 7, nu pot să procesez. N-am cum să procesez. Și atunci nu mă simt într-o stare creativă absolut deloc. Dar good habit, să zic așa, un good habit pe care l-am dezvoltat și l-am deja, e că îmi planific tot timpul ziua următoare. Și cumva am un motiv în plus să continui să fac ceea ce fac. Și mă motivează chestia asta. Tot timpul îmi găsesc inspirația respectivă știind ce am de făcut. Evident că pe internet găsești toată inspirația posibilă din lumea asta și în momentul în care te simți mai puțin inspirat, da, intri pe Behance, intri pe Dribbble, intri pe, nu știu, YouTube și te uiți la alții ce au mai făcut. Există metode și metode să îți revii așa dintr-un blocaj de ăsta creativ. Dar, din nou, nu trebuie să forțezi nimic. Nu trebuie să îți zici tu ție, băi, acum vreau să fiu creativ, că n-ai cum. Nu, ai nevoie de un moment foarte bun de respiro, așa că profită de chestia asta. Bun. Alex și Florin mai vorbeau aici despre un mic after pe Discord și nu reușeau să trimită link-ul, așa că îl trimit eu, sper să okay. Fie corect. Și avem acolo o întrebare de la ADN, care spune că vrea să-și refacă site-ul care este făcut cu WordPress, dar ar avea nevoie de niște recomandări de teme. Teme sunt foarte multe. Eu, personal, ce folosesc pe site-urile mele e Uncode. Tema se numește Uncode. E o temă de WordPress care e de asta multi-purpose. O găsești pe Envato, pe Theme Forest, de cumpărat. E vreo $60, dar are și o documentație foarte bună. Dar cu theme-ul ăsta nu cred că o să mai vrei să folosești alt theme. Asta e multi-purpose, ai și o grămadă de template-uri predefinite, poți să le faci tu de la zero. Știi cum e, dai un band, asta e în față, vorba aia, și sunt tot felul de update-uri care vin pe theme-ul ăsta, sunt foarte multe plugin-uri care sunt premium, dar sunt integrate în theme-ul ăsta.
și e absolut grozav. Un alt theme care e la fel de bun. Și aici vorbesc strict de premium themes, pentru că nu, dacă vrei să faci ceva ca lumea, atunci cel mai indicat ar fi să folosești un theme premium. Ar fi de la Elegant Themes, Divi. Da, deci Divi cred că a ajuns la varianta, nu știu, 4 sau ceva de genul ăsta. Divi, în principiu, e targetată, să zic așa, către non-developeri. Deci poți să ai un editor live, un editor vizual și poți să adaugi, să scoți elemente. Și e o chestie super, super faină la Divi, e că poți să dai efectiv copy, paste, ca în Photoshop, la stiluri. Da, deci dai copy la un box cu colțurile rotunde și un shadow și dai paste în altă parte a paginii tale și totul se aliniază perfect. Da, eu folosesc Divi pe site-ul meu personal și mi se pare că e o opțiune super bună. Da, deci cam astea două ți le recomand, dar mai sunt, evident, mai sunt, give it a try. Bun. Tiffany, mai avem întrebări? Sau, pe aici momentan. Sau trecem la următorul pe listă? Da, deci suntem la aproape la jumătate. Bun. Ok. Se pregătește să intre în ring designerul cu dublu M, tatuat pe spate, Marian Mirea. Up, up. Marian, salutare, ne știm de pe comunitatea de Discord. Salut! Din nou, disclaimer-ul de la bun început, observațiile de suprafață. Bineînțeles că mă leg aici de text. Sună a CV. Probabil că ce scrie aici, că ești dedicat, că engage, că communication, că passion. Sunt picuț demodate dacă nu îți puse cuvintele potrivite. Fă un update aici. It's the best. Bun. Hai să intrăm și prin portofoliu. Poster collections. Poster design I created for movies. Advertisement and music events. Ok, aș fi curios dacă zici aici că le-ai creat pentru filme. Ce filme? Filme românești? Postere, nu știu, regândite, redesenate, reinterpretate? Care e faza cu ele? Și i-ul ăsta mic. Grammar Nazi, I know. Deci așa, vizual looks good, doar că nu prea știu de unde să le iau. Aici aș fi curios ce înseamnă toate astea. Directed by Finlay Ruiz. E un text, un footer de ăsta fictiv, luat de pe undeva de pe internet și pus acolo să arate a movie poster sau chiar există content real aici. Aș fi curios, asta așa ca și paranteză. The Magic Door. Da, it's nice. It's nice. Ce ai mai aici? Ce se întâmplă? Ok. Îți dăm un appreciate pentru animația asta, care e super tare. Da,
pic mai mult context. Vreau să înțeleg ce se întâmplă de fapt. Care e scopul la toate afișele astea? What's the deal? Că așa, las fine, nice, dar nu înțeleg neapărat care e aportul tău. Efectiv, aportul tău în contextul afișului. Dacă ar fi să iau un exemplu, să fie, nu știu, afișul ăsta cu The City. Ok. Ce ai făcut tu aici? Ai făcut imaginea? Adică ai fotografiat scena respectivă? Ai editat-o? Sau ai luat imaginea de pe undeva? Ai pus, nu știu, un efect și ai scris un titlu aici și that's it. Pentru că astea, footerele astea de film, sincer, mi se pare că nu sunt chiar făcute de tine, for some reason. Again, trebuie să ai grijă la chestiile astea. Ștefan, o clipă, da. Te rog. Yes. Spun, băieți, avem probleme cu sunetul din nou. Ha. Și camera este neagră. Deci nu te mai vezi. Ok, păi, stai așa să vedem. Stai așa să-i dau un restart la cameră, că s-ar putea să se încălzească și din cauza asta mai face figuri. Nu, pa, uite. Nu, nu vrea, stai că m-am blocat. Da, vezi, tehnologia câteodată nu ține așa cum mi-ar fi plăcut. Mai schimb așa scenele din când în când. Dai să mai facem o treabă, să vedem aici. Băi, da, deci s-ar putea să mă fi blocat oficial. Și chiar nu-mi dau seama de ce se întâmplă chestia asta. Da, probabil că o să rămân așa o vreme. Sau, hai, de bine, de rău, am să opresc camera pentru câteva minute, că probabil de acolo e problema. Alex Lungu, e ok sunetul. Bun, da, imaginea, da, e fucked up. Măcar îmi vedeți ecranul, da? Deci se vede, putem să continuăm povestea. Ok, hai că mergem mai departe, n-ar rost să stăm să așteptăm până își revine camera asta. Bun, hai că după aia o să fac un troubleshooting, să văd care e faza. Bun, Marian, să vedem și proiectul ăsta. Da, aici, cum mai ziceam, probabil că s-ar merita să ai textul scris frumos în HTML pe Behance, dacă nu decizi să folosești un font mai special. Na, restart la OBS și rezolvi. Nu știu cum să... Dacă dau restart la OBS, eventual să-mi scrieți voi acum în comment, poate aici pe chat, poate știți voi. Dacă dau restart la OBS acum, mi se strică stream-ul sau pur și simplu îl pornesc și that's it, everything is good. Let me know. Înainte să fac vreo nebunie și să dau restart la tot. Bun. Da, hai că am rămas aici la portofoliu, project brief. Da, uite, aici astea sunt niște imagini foarte faine unde arăți din proces. That's good. Aș lăsa un picuț mai spații mai mari la logurile astea. Na, bun. Se aude bine, ok. Dai să încerc să-i dau rest, să-i pornesc din nou camera. Să vedem. Face tot așa. Figurine. Face, mă. Ok.
bă, merge acum, oare? I-am dat restart la OBS. E done. Da, îmi poate confirma cineva, Tiffany? Trebuie să îmi clătesc gura. Excellent. Ah, bun. Mock-up-uri, mock-up-uri. Mi se pare că sunt foarte multe cărți de vizită aici. Hai să schimbăm și pe screen-ul corespunzător, că după aia o să-mi scrie lumea pe Facebook că bă, nu ești pe screen-ul care trebuie. Ce bine că am văzut chestia asta din timp. Da, asta ziceam. Sunt foarte multe cărți de vizită aici. Aș fi vrut să văd un picuț, să văd logo-ul prezentat și pe alte mock-up-uri. Dar overall, eu zic că is very good. Verdele astea de aici mi se pare foarte puternic comparativ cu verdele ăsta la alt. Acum, da, tu va trebui să decizi ce update-uri alegi să faci pentru proiectul ăsta. Da, badge-urile astea sunt chiar super nice. Yup. Cool. Thank you. Leave me your feedback. I just did. Halloween icons. Halloween icons. Ah, ok. Halloween. Singurul meu feedback la proiectul ăsta este că dacă te uiți așa printre gene la iconițele astea, parcă nu au aceeași greutate. Și poți să-ți dai seama de chestia asta în momentul în care le faci super mici, în același format. Deci poți să le lași așa pe trei coloane, dar le faci mici și vezi așa un pic, te uiți printre gene și vezi care e mai vizibilă și care se transformă în ceva greu de înțeles. De exemplu, tridentul ăsta, dacă ar fi să-l compari cu capul ăsta de jos, da, e mult mai ușor. S-ar putea să, o rezolvare ar putea să fie să îngroși liniile astea și atunci cumva aduci iconițele la aceeași consistență. Asta e o problemă destul de comună când vine vorba de iconițe. De aia trebuie de fiecare dată când faci o iconiță, o iconiță o compari cu următoarea și așa mai departe. Am observat de foarte multe ori în UI problemele de genul ăsta. Adică pe măsură ce creezi iconițe noi, trebuie neapărat să ai un standard, să ai un set de reguli în funcție de care creezi iconițele alea. Altfel, o să poată să difere iconițele astea în contextul aplicației, de exemplu. S-ar putea să, și nu o să vrei să vezi într-un tab bar, de exemplu, o iconiță mai subțire decât aia la altă, pentru că nu arată foarte ok. Așa că ai nevoie de niște reguli și dacă totuși nu găsești regulile respective, măcar să ai așa un spirit mai bun de observație când vine vorba de contraste și de spațiu negativ. Bun, și ne uităm și peste proiectul ăsta. Brainwash, parcă știu de undeva numele ăsta. Logurile astea, am mai zis la un moment dat că mă, dă mai mult context, dă pune-le mai mici, pune-le mai mari, pune-le pe fundal închis, pe fundal deschis, fă-le alb-negru, give something more, niște schițe, niște ceva, pentru că altfel îți numai niște pretty pictures și that's it. Ce înseamnă logo-urile astea? Ăsta e un urs, ok, no, e nice, dar ce e o aplicație, ce anume vrea să fie? Bun. Da, deci
sugestia mea e să faci un efort și să îți faci update-uri în portofoliu. Poți să mă mai întrebi diverse chestii pe Discord și când pot să-ți răspund, îți răspund cu tot dragul. Și ca un ultim aspect, aceeași chestie pe care am mai vorbit-o de foarte multe ori, thumbnail-urile. Deci, dacă ar fi să zic care thumbnail mi se pare cel mai awesome dintre toate astea, e ăsta. Da, e ăsta cu afișul, afișele, e super nice. Și ăsta, și ăsta ar putea să funcționeze, dar probabil că mă nu-mi dau seama ce e acolo în spate. Astea două, sunt așa, not so good. Și cred că dacă tot ești pe zona asta de graphic design și faci diverse chestii creative și așa mai departe, lasă pădurea aia din background, de sus, din header, e o pădure. Fă ceva mai cu caracterul tău. Bun. Next. Next on Baywatch. Bun. În colțul din dreapta se pregătește cu intensitate pentru un mare splash Adrian Ene. Adrian Ene, salutare și uite că ne auzim și, și altfel, nu doar pe Discord. M-aș fi așteptat să-mi trimiți un portofoliu mai complex, sincer zic, dar la finalul zilei doar lucrând vei ajunge să ai, să beneficiezi de un portofoliu mai complex. Și zic asta pentru că practic ce îmi dai tu mie sunt 8 imagini, atât. Încă pot să le numer pe degetele de la mână, sunt 8 imagini și având aceste 8 imagini, e foarte greu să înțeleg, să zic așa, contextul, the deeper side. Acum, Dribbble-ul e o platformă pe care foarte mulți designeri își pun lucrările de portofoliu, respectiv shoturile, respectiv bucățelele alea mici dintr-un proiect, care un proiect poate să fie foarte mare și designerul respectiv poate să-și pună, nu știu, 10 de shoturi din proiectul respectiv, pe care ulterior le grupează într-un proiect, să zic așa. Și atunci încep să vezi acolo fiecare bucățică și să înțelegi un picuț mai mult. De-aia Behance-ul e o platformă foarte potrivită pentru chestia asta și un site personal, evident. O să încerc să îți dau un feedback, dar feedback-ul ăsta nu știu cât de mult o să te ajute, e mai mult o părere decât un feedback. La prima vedere lucrurile arată chiar foarte bine, deci pe bune, chiar super super nice. Cred că cel mai mult îmi place logo-ul ăsta de aici și cum e făcut, cu gradienți, cu tot. Și logo-ul ăsta e super nice, dar vezi, în afară de cuvintele astea, nu aș ști efectiv ce alte sugestii concrete să-ți dau, pentru că nu am vederea de ansamblu. Dacă ar fi totuși să squeeze in something, ți-aș zice că, bă, dacă la logurile astea ai pus reprezentarea lor un picuț mai mică acolo jos în dreapta, de ce n-ai făcut la fel și la restul? Acum, e absurd să îți faci update-urile astea și să scoți shot-urile care probabil au, nu știu, like-uri sau comment-uri și așa mai departe. De asta numai așa ca și idee. Cel puțin pe Dribbble, sugestia mea e să planifici din timp
shoturile astea, să poți să lucrezi mai mult la consistența și la consecvența lor până la urmă. Adică nu poți să pui ceva așa, nu știu, super random și să zici ok, that's it. Trebuie să le gândești, așa cum îți și pe Instagram, de exemplu, cum ai gridul ăla de 3 de 3 postări, sunt unii care au niște feed-uri așa, la nivel de artă, adică ceva incredibil. Na, acolo e intenție all the way. Și pe Dribbble e exact la fel. Și cred eu că trebuie să fie, mai ales că tu aici dai doar niște behind the scenes. Cred că, da, probabil că ați auzit de Vadim Cazaran, el face niște chestii super grozave și Oleg și el cred că îi, da, e aici, l-am văzut aici pe chat și el are niște chestii super, super faine și pe Behance și pe Dribbble, așa că dacă cumva nu vă simțiți inspirați, intrați la ei acolo pe profil și luați cât mai multe, cuprindeți cu ochii cât mai multe chestii faine. Da, deci Adrian, cam atât am pentru tine deocamdată. Eu sper să mai avem și alte ocazii să ne mai auzim și să mai dau un ochi peste noile tale lucrări și neapărat în contextul Dribbble. Bun. Mergem mai departe, suntem abia la numărul 6, sper că încă mai rezistă lumea acolo. Așa, bun. Next, who is next? Ok, în colțul din stânga, dreapta, sus, jos, student, UADist, designer independent from Botoșan Country, Martin Stoleru. El este și Martin mi-a trimis site-ul lui și am mai intrat pe site-ul tău, nu mai știu când și cu ce ocazie, dar am mai intrat, l-am mai văzut pe undeva și bă, vreau să zic că la primul impact e the shit, e great, e grozav, deci arată super bine și îmi transmite ideea asta că te-ai îngrijit de el și se vede. Eu mai indiferent ce theme ai folosit sau ce chestii îți permite theme-ul ăla, n-are nicio importanță, dar se simte că, bă, I care about it și se vede. Ilustrațiile astea, eventual o să-mi scrii tu, eu nu mă dau așa cu părerea, ilustrațiile astea le-ai făcut tu sau le-ai luat de pe undeva, de pe stock, dar hunch-ul meu e că tu le-ai făcut. Cu ce vă pot ajuta? Poate că e interesant și modul de apelare, apelativul, să zic așa, cu ce te pot ajuta, mi se pare mult mai personal. Când zici vă, s-ar putea să sune așa, ca și cum te adresezi unui grup sau te adresezi la persoana a treia, no, you get it. E super nice că ți-ai pus aici toate serviciile, e great. Nu m-am uitat chiar peste toate textele, dar din nou vorbesc strict la suprafață. Îmi plac foarte mult iconițele. Mi se pare așa, dacă să mă uit acum, văd o discrepanță. Stai așa, wait. Stai că am găsit un plugin super tare prin care pot să fac asta, uite. Hai să vedem. Așa. Pam, pam. Ca la școală. Da, deci. Logo-ul, stilul logo-ului.
Mi se pare că e destul de diferit față de stilul iconiților pe care le văd aici. Aici, nu știu, mi se pare că ai o combinație de thick and thin, da, linii mai groase, linii mai subțiri, sunt tot felul de shape-uri care sunt destul de rotunjoare comparativ cu logo-ul tău. Poate că e o chestie la care să te gândești în viitor. Aș face un update la logo, să puște un picuț mai bine cu site-ul. Da, asta îmi place super mult, că afișezi din portofoliu pe homepage. Asta e super important, îl lași totuși pe client să dea scroll până în capăt, să vadă așa, să-și facă o idee despre ce serviciu oferi și portofoliu. Și aici social proof, asta e și mai bine, mai ales în contextul site-ului. Pe Behance e un picuț mai weird, poate să faci chestia asta, dar da, în contextul site-ului social proof e great. Da, și footer-ul super nice. Bun, hai să intru un picuț și în portofoliu. Da, așa, cursorul, view. Ah, ok, view more. M-aș fi așteptat să mă ducă direct la secțiunea de portofoliu. Bun, dar până acolo hai să dăm un click aici pe About. Ok. Aceeași chestie cu iconițele. Asta din mijloc mi se pare că e un picuț prea mare raportat la astelalte. Again, astăzi numai niște observații care ar putea să funcționeze oricum, exact așa cum sunt ele puse, dar ochiul meu minte nu are câteodată și chiar intră foarte critic. Experiența mea în materie de design. Aici aș lăsa un picuț mai mare spațiu, da? Deci în zona asta, hai să ne luăm tool-ul, da? Deci în zona asta, mă rog, de aici așa, totuși trebuie un picuț mai mare spațiu, că super, super îngrămădite. O chestie pe care, sincer, da, e o chestie personală, nu o suport sau nu o mai suport, îs nebuniile astea aici cu procente. Nobody cares. Nimeni nu știe ce înseamnă 75% InVision, 91% Photoshop. Ce înseamnă chestia asta? Când ajungi 100% să știi un program? Nu o să ajungi niciodată. Când ajungi 100% să știi Illustrator? Never ever. Deci, faptul că ai o cifră care vrea să transmită nivelul tău de skill în materie de un soft, mi se pare chiar irelevant. Irelevant, pentru că până la urmă din ceea ce vede omul poate să-și dea seama dacă te pricep sau dacă nu te pricep. Deci, da, on the other hand, dacă îi s-o luăm așa, îs faine astea, cum se numesc, counterele astea sau fill barurile astea, dar la nivel practic și la ce transmite, fără procente când vine vorba de skill-uri. Bun. Experiența mea profesională. Da, e foarte nice timeline-ul ăsta. Arată chiar foarte bine. Și niște poze cu tine. Astea arată așa a poze de videoclip, which is nice, dar îs faine. Dar parcă aș vrea să le văd un picuț mai mari, nu știu, măcar, știi, să ai o singură poză, n-a mergi pe o singură poză, dar să o faci un picuț mai mare, știi? Și ar avea mai mult impact. 19 ani, dude, dacă încă mai ai 19 ani și lucrurile arată așa,
kudos, very great. Dar hai totuși să, hai totuși să ne uităm și în portofoliu, dar de aia suntem aici. Da, aici distanța asta la buton, de la buton și la footer, not so good. Hai să dăm până în capăt. Bun. Câteva proiecte. Liquify package. Bun. Temă. Asta a fost temă la școală? Probably. Da, culori. Bă, arată super bine proiectul ăsta. Aici în footer, design by. Cumva cred că e destul de clar cine a făcut designul, că doar deja la tine pe site. Probabil că imaginile astea le-ai mai folosit și în alte locuri. Dar don't be lazy. Don't be lazy. Adaptează imaginile în funcție de contextul în care vrei să le folosești. Da, mulțumesc pentru vizionare. La fel, nu e chiar ca un film. Ce lipsește în zona asta a footerului? Lipsește un call to action. Gândește un picuț așa în perspectivă, că s-ar putea să... Nu știi cine ajunge pe site-ul tău. S-ar putea să ajungă următorul tău client. Și atunci vrei ca la fiecare sfârșit de proiect, da, într-o secțiune, să ai un call to action, să ai o adresă de mail, să-l inviți pe om să te contacteze. Și încearcă să scoți chestiile astea, gimmick-urile astea cu mulțumesc pentru și design by. Astea cumva sunt mai potrivite pentru Behance, din punctul meu de vedere. Bun. Dar da, ca să wrap it up cu proiectul ăsta, că na, cred că am și s-a și scurs timpul de o vreme. Bă, arată chiar super bine. Îmi plac mock-up-urile, aș lăsa un picuț mai mult spațiu sus și jos, să nu fie așa de îngrămădite toate astea, dar overall e very nice. Hai că ne mai uităm la câteva proiecte. Ia să vedem. Hai că îl dăm pe ăsta. Da, îți convins că proiectul ăsta la fel l-ai folosit și altundeva. Are impact el așa vizual, dar imaginea e foarte mică. Nu trebuie neapărat să o refaci, dar dacă mai ai fișierele sursă, măcar fă-o mai mare, fă-o să fie la fel de mare ca și primul proiect. Dar n-o să intru în detalii foarte tehnice aici. Să ai grijă la textul aliniat la dreapta, nu tot timpul se citește la fel de bine, să ai grijă la line height-uri aici la titluri, da, și la mărimile lor, ăsta mai mare, ăsta mai mic, again, nu e o chestie de inconsistență. Bun, hai că mai luăm încă un proiect și oarecare să fie, hai să fie ăsta, I don't know. Să vedem. Teo Humă, who knows, artwork. Bă, e nice artwork-ul, dar it's just an image. Și mock-up-ul ăsta, I don't know, nu știu. Mi se pare foarte, foarte weird. Probabil și din cauza că background-ul aici undeva la mijloc se creează un gri în gradientul ăsta. Deci când combini roșu cu albastru, mijlocul tot timpul o să fie weird. Și albastru fiind o culoare rece, în general când combini două complementare, mijlocul tot timpul o să fie greu așa la privit. Dar da, no, la nivel de cum, la dinamicitatea mock-up-ului arată bine. Totuși, fă ceva cu proiectul ăsta, dă mai mult context, scrie un picuț despre artist,
ce ai urmărit, care e conceptul din spate și așa mai departe. Zice aici așa că artwork-ul acesta am încercat să-l fac cât mai dinamic. Ce înseamnă dinamic? Ce înseamnă dinamic? Se schimbă, cumva e o șmecherie acolo, faci într-un fel, privești altfel, torci invers și se schimbă povestea. Care e faza? Ce înseamnă dinamic? Da, deci descrierile de genul ăsta, sugestia mea e să investești un pic mai mult timp să le faci. Ștefan, da. SOS. Sunet. Ce cameră? Shit. Da, așa. Da. Nu se mai aude. Așa că da, acum start streaming. Bun. Oare e ok? Pare să fie ok. Hai mă, deci restartul. Oh my god, man. Deci restartul la OBS. Hai să apăs X-ul ăla acum, îl apăs cu cea mai mare încredere. All good. Perfect. Ce nebunie, fratele meu. Na, bun. Ies așa din mindset-ul ăsta cu toate nebunile, dar mă bucur că sunteți vigilenți acolo și mă atenționați. Bun. Martin, am să mă opresc aici cu, mă rog, critica la portofoliul tău, dar chiar sper să mai adaugi chestii și ne mai putem auzi de fiecare dată când ai întrebări. Ok, da, încă puțin și terminăm. Who's next? Who is next? Da, este născut și crescut în Arad și mutat în Valencia. Mâncarea lui preferată, UX și UI, Bogdan Balint. Așa nu mi-a ieșit intro-ul ăsta, dar who cares? Și dăm aici click pe site-ul lui Bogdan. Și da, site-ul tău, Bogdan, arată spot on. E super nice. Îmi place foarte mult partea asta de typography. Da, am împrumutat câteva informații din descrierea ta pentru a face introducerea asta. Hope you don't mind. Bă, e super prezentabil, adică, pana mea, what else can you say? Aia. Există și un footer. Singurele aspecte, așa la prima vedere, ar fi următoarele. Line height-ul la fontul ăsta cred că ar trebui să fie un picuț mai mare, pentru că e un picuț îngrămădit aici. Aș mai rezolva și partea asta de line height chiar și la textele astea, din punctul meu de vedere, da, again, you can get away with it. Rainfall agency, thumbs up. Și line height-urile aici. Aici sunt super, super, super strâmte. Cred că chestia e destul de ușor de făcut. Și în rest, nu știu, cred că da, cam atâta deocamdată. Hai să mergem sus și să dăm click pe... Hai să vedem ce se întâmplă dacă dăm aici. Ah, ok. Da, e un carusel. Hai să vedem proiectul ăsta. Așa. Pa. E foarte bine că avem context, că avem niște text, avem un text care totuși explică
cam ce se întâmplă în spatele proiectului, care a fost provocarea, very good, asta cumva cred eu că de la agenția la care ai lucrat sau încă lucrezi la Rainfall sau cel puțin dintr-un context mai profesional ai căpătat aceste bune obiceiuri să dai mai mult din grădină, să zic așa, ceea ce this is the way to go. La prezentarea clean, ai aici texte mari, frumos să se vadă de la o poștă și pentru ea cu ochelari și partea asta de prototyping și da, asta e very nice și este GIF, e ce e? Interesting, ok, very cool. Ce nu-mi place, în schimb, este partea asta de smooth scroll. E fain, e fluidă, dar la un moment dat parcă, nu știu, parcă mă obosește. That's just me. Nu l-am în considerare neapărat chestia asta. Și mi-ar plăcea să văd în partea de jos a fiecărui proiect câte un call to action. Îndrumă-l pe client sau pe vizitator să îți scrie, să te contacteze. Nu știu, fă o bandă pe toată lățimea site-ului și lasă o adresă de mail acolo. Bun, hai să mergem mai departe. Ne mai uităm la un proiect sau poate două. Hai bă, work. Ha. O fi un bug? Da, dacă mă uit aici, în stânga jos la URL, e un hashtag acolo, deci ar fi trebuit să ducă linkul ăsta undeva and it's not. Deși am butonul ăsta de back, numai că mi-e greu. Nu-l văd cum trebuie acolo. Hai bă, back. Na, Bogdan. Bug piciorul. Uite și aici. Na, ok, hai că l-am prins. Măcar știi acum că există un bug și va trebui să faci cumva să îl rezolvi. Bun. Avem proiectul ăsta. Anima. Nice. Această, un fel de mandală. Arată super bine. Super fain prezentată. Process. Pac, pac, pac. Am mock-up-ul ăsta cu cărțile de vizită încadrat într-un dreptunghi cu shadow care duce așa mai mult către web. Nu știu cât de... Mi se pare așa, a stretch. Nu mi se pare că e chiar foarte potrivit. Aș fi scăpat de partea asta albastră. Verdele ăsta e chiar super, super, super fain și cărțile de vizită ar putea să fie, evident, un picuț mai mari. Style guide. Zona asta de aici. Oare se schimbă culorile? Very nice. Super nice. Asta e very nice touch. Aș face totuși partea asta de culori, care e o imagine, aș face-o mai mare. Să fie așa mare. Poate de două ori mai mare față de cum e acum. Să se înțeleagă mai bine ce e acolo. Textele astea super, super, super tiny. Sunt așa de tiny că parcă nu-mi vine să mă uit la ele. Ce aș mai încerca este unde sunt tranzițiile astea, da? Tranziția de la alb, tranzițiile de la o secțiune la alta. Da? Unde ai aici alb și imediat în secțiunea asta următoare ai tot alb. Se formează așa un fel de L.
poate că ar fi o idee, în loc de albul ăsta aici, să pui un gri. Numai așa, să separi un picuț mai bine secțiunile. Ăi, sugestia mea. Poți să folosești probabil, nu știu, pattern-uri sau texturi sau chestii genul ăsta. Da, mock-up ăsta... e așa cu cojones. Dar mi se pare un picuț forțat pentru o interfață web. Aș fi folosit mai degrabă un calculator sau nu știu, un mock-up cu un PC sau un laptop sau ceva de genul ăsta. Solution, pam-pam. Ok, aici, what's happening? White space. Ai un spațiu gras aici, un spațiu alb gras. Prototype. Foarte tare că ai surprins astea animate. Și un call to action. Ai avea nevoie de un call to action aici. Bun. Ce mai avem pe aici? Păi, hai să intrăm pe... Dar vezi, uite, și odată ce ești pe un alt proiect, când dai click pe services, sau mă rog, când vrei să dai click pe services, nu se întâmplă nimic. Și asta din cauza că pe homepage ai o secțiune de services. Vezi că... Stai un picuț, wait a second. Anyway, nu merge. Da, nu știu, credeam că ai aici o secțiune de services și face autoscroll când ai click. No, da, din nou, poate că nu-i site-ul complet, aici tu știi cel mai bine, dar cred că de reținut ar fi că la prima vizită, dacă nu ai lucrurile funcționale, poți să ai lucrări faine, știi, dar dacă nu poți să navighezi la secțiunile importante, it's a turn off. Da, come to think about it, uite, vezi la about, dar are ancoră, pac, te-a dus aici. Deci da, cel mai probabil site-ul nu este gata. Bun, da, fă chestiile astea că sunt destul de importante pentru că ai lucrări faine, adică, dude, ai chiar lucrări super faine. Rezolvă și secțiunile astea alte de aici. Partea de contact, na, cum iau legătura cu tine, știi? Adică sunt client, da, îmi place foarte mult ce ai făcut, dar cum iau legătura cu tine? Că mereți aici un buton de contact mare. Ok, ai și aici un footer, dar... no. Unii poate n-ajung până acolo. Așa. Bun. Bogdan, asta a fost critica pentru portofoliul tău. Mergem mai departe. Așa. Următorul pe listă cu nume de sărbătoare și de fotbalist ne-a mai întâlnit, student și designer, se pregătește să intre în ring, Ricardo Noel Imler. El este... Bam! L-avem aici. Ricardo, mersi că ai trimis portofoliul tău. Și nu uitați, ca să mai fac așa câte un memory refresh, vă puteți înscrie portofoliu pe linkul ăsta de aici, bit.ly/criticisme. Și practic făcând chestia asta îmi dați mie de lucru pentru următoarele live-uri și opa, aici eram și asta mă încântă super mult. Bun, hai să nu mai pierdem timpul și să începem. La descriere, I'm a web trying my best to help purpose-driven people companies through the power of design. E destul de straightforward. Descrierea, pitch-ul ăsta, să zic așa. Ai și o adresă de mail.
poate un picuț mai trebuie masat, să zic așa, textul, dar overall mi se pare că e ok. Not the best, dar it works. La prima vedere, thumbnail-urile, vechea poveste cu thumbnail-uri. Things are happening too much. Sunt foarte multe chestii care se întâmplă cumva deodată, cel puțin în fața ochilor mei. Aici ai un thumbnail, ai o imagine cu niște screen-uri care merg pe diagonală, aici ai pe verticală, aici ai pe orizontală, aici ai o grămadă de ceață că nu prea vezi ce se întâmplă acolo, aici iarăși ai foarte multe boxuri. Cumva mintea mea sau ochii mei, când se uită așa printre gene, încep să vadă numai forme și cumva alea îmi zic dacă un obiect sau un ansamblu de obiecte e super aglomerat sau nu. Și dacă mă uit așa printre gene, mi se pare că e destul de aglomerat. Și asta e un exercițiu pe care oricine poate să-l facă, adică în momentul în care stai și te uiți la lucrarea de-a ta și faci așa un pas în spate, pui mâna în bărbie și faci așa privirea aia de ia să vedem ce am făcut aici, that's the key, așa, printre gene. Altceva n-aș ști să zic aici, ce ai putea să faci efectiv. Singura sugestie e să simplifici, să cel puțin pentru panelul ăsta al treilea, în loc să pui două vizualizări a logo-ului, pune un fundal albastru și logo-ul simplu pe mici, that's it, e cel mai ok. La fel și aici, dar dacă e un site, pune, nu știu, reprezentarea unei pagini într-o perspectivă sau, I don't know, cam cum e primul thumbnail, care mi se pare că e chiar super, super on point. Și chiar și ăsta de aici. Deci chiar și ăsta arată super clean, textul e atâta de mic încât oricum nu pot să-l citesc, dar am așa un look and feel la pagina asta. Bun, hai să intrăm un picuț printre ele. Hello guys! Restart din nou! Bă, da, se pare că da, va trebui să nu mai merge camera. Nu. Bă, lumea vrea să mă vadă, mă, na, ce să fac? Da, deci, am exact aceeași problemă, ar trebui să fac un countdown și pentru restart la OBS. Yeah. Da, se pare că problema vine de la cameră și da, va trebui să văd ce alte soluții am. Am început totuși la 6, da, 2 ore de folosit camera, mă mai zăpăcește din când în când. Nu ne lasă acum la aproape 100 de minute de stream. Sunetul e problema de fapt. Camera e jos și sunetul e nasol din nou. Hai că mai încercăm un filmic. Bă, guys, dacă mai sunteți prin zonă. Da, uite că vrea, nu vrea. Da. Not the best. Ok, bine, Marc, hai că dacă este răbdare, atunci hai că mai încerc un rest. Sunetul e ok acum, camera e pe freeze, ok, oare ne-am revenit?
Bă, deci mă face de rușine stream-ul ăsta. Fira să fie. Cristinel, dacă ești prin zonă, să știi că am să te pistonez probabil zilele astea și cred că am să trec pe OBS, pe Streamlabs. Că, na, pana mea, văd că sunt tot felul de probleme cu treaba asta și... Again, guys, sorry de inconvenientele astea, dar shit happens. Bun, să ne întoarcem aici la Ricardo. Bun, da, lucrările, ce am văzut aici, cel puțin aici în primă fază, bă, lucrurile arată chiar super nice. Mi-ar fi plăcut să văd un picuț din behind the scenes, să văd niște schițe, să văd niște schițe inițiale. Și să văd cum se transformă lucrurile în designul final și poate un picuț de prototyping, să înțeleg cum sunt flow-urile. Dar overall îmi place, arată chiar foarte bine proiectul ăsta. Asta ce este? Desktop site. Pa, și asta arată chiar bine. Dar, again, ai nevoie de un picuț mai mult. Aș fi vrut să văd și alte pagini. Ok, se văd aici, dar sunt mici. Pe dudulica ăsta de aici l-am folosit și eu în ceva prezentări de ale mele. Ce nu pui paginile astea așa mari în tot proiectul? Why not? Uite, să fie așa miculuții, să nu vezi ce se întâmplă pe acolo. Hai să vedem ăsta. Presimt că o să mă mai blochez încă o dată, așa că îmi pare rău încă de pe acum. Sper ca următoarele stream-uri să fie mai grozave. Proiectul ăsta e super, super, super subțirel. Dacă mă întreb pe mine, nu e suficient să ai o singură imagine și cu două variații a logo-ului, trebuie pus în context, trebuie să dai un picuț mai multe explicații, să zic așa, cine e firma asta, ce face, nu știu, care sunt valorile ei, if you will, cum ai făcut chestia asta, de ce ai ajuns la rezolvarea asta și așa mai departe, altfel n-are impact. Bun. Cam atât deocamdată, overall, rezolvă partea asta de iconițe și fii și tu, fii critic când vine vorba de lucrările tale, uită-te și la restul și vezi așa printre gene ce poți să îmbunătățești. Mai avem încă doi luptători aici. Și următorul pe listă, din Constanța, cu direcție către capitala Danemarcei, cu ochelari trași pe nas, pășește în ring Sergiu Gheorghe. Bun, și suntem aici cu Sergiu. Sergiu, welcome in the club. Bă, la prima vedere, îmi place să zic lucrurile așa cum vin, în timp ce îmi vin, bă, arată super bine. E că văd așa o diversitate când mă uit la thumbnail-urile tale. Singura chestie care mă deranjează pe mine pe retină îi mock-up-ul ăsta, pentru că îi arhi, mega, giga, super folosit. Și mock-up-ul ăsta... Cred că îl găsești pe Graphic River, nu pe Graphic River, ce vorbesc, pe Graphic Burger, și toată lumea îl downloadează. M-am picut să nu mi se închidă monitoarele. Bun. Așa. Dar da, arată bine, îmi place și header-ul, e super clean,
design and stories. Îmi place foarte mult fontul ăsta, arată chiar foarte bine. Working as a student brand designer at currently studying. O să trebuiască să te gândești la un moment dat să îți faci așa un mic update la descrierea asta, pentru că na, student o să fii până la un punct, și dacă vrei să pari și să fii până la urmă mai mult decât atâta, scoate chestia asta cu studentul. Eu chiar cred în... Știi cum e? Poți să fii student, poți să fii la liceu, n-are nicio importanță. Și să transmiți ideea că you know your shit și că nu ești neapărat la liceu sau student. Acum, bineînțeles, fiind la liceu, dacă ar fi să lucrezi legal, să zic așa, cu cineva, nu știu zău, cum exact o să poți să faci chestia asta. Dacă cred că poți să faci firmă dacă ai cel puțin 18 ani sau I don't know. Da, again, you get the idea. Bun. Hai să clicuim și pe aici. This year I took a 4-month internship. Ok. Ce-mi place mie, și sper să nu mi se blocheze camera și sunetul când zic asta, ce-mi place mie cu episoadele astea de criticisme sau cel puțin cu interacțiunea asta cu voi, mi se pare super, 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 super fain că avem oportunitatea să share-uim așa lucrări noi între noi și să vadă și alți oameni ce fac alți oameni. Mi se pare o chestie foarte faină și foarte importantă și cumva reușim să încurajăm comunitatea de design să facă și mai mult și să fim aware că bă, există acolo, out there, și există foarte mulți designer care au chestii de super mare calitate și până la urmă contează să ne încurajăm să facem cât mai mult, să devenim și să ne ascuțim skill-urile, să devenim tot mai buni. Și da, ăsta e unul dintre țintele pe care le am cu toate live-urile astea. Și sper să nu uit și să vă zic câteva chestii despre planul meu pentru următoarele live-uri, care chiar cred că o să aducă o valoare și mai mare. Da, îmi amintiți voi să vă zic dacă cumva uit. Îmi place cum ai poziționat elementele astea. Ha! Ăsta ești tu. Și am uitat să dau click pe video. Poate că aș mai fi extras niște informații despre tine. My bad. Next time. Nice. Îmi place cum e prezentat. Textul ăsta l-aș face poate un picuț mai mare. But that's just me. Portugal Space. Și aici textul e un picuț mai mare decât la primul proiect. Logo design. La fel, aceeași observație când vine vorba de separarea secțiunilor. Vezi, se formează L-ul ăsta. Poate că aici ar fi mers un gri, dar super, super fin, cât să separe așa vizual secțiunile astea. E un truc pe care personal îl folosesc de fiecare dată când am ocazia, pentru că altfel spațiul la negativ formează diverse shape-uri care nu neapărat îmi avantajează design-ul. Da, aici nu știu exact ce înseamnă textele astea. Probabil că, da, vrei să arăți cum arată fontul, de fapt, într-un paragraf. Evident că nu-ți de citit textele astea, dar n-aș fi zis. Că instinctul pe care l-am avut e să citesc textele și cumva, parcă, nu știu, ceva nu-mi dă bine.
ce aș fi făcut, aș fi creat două coloane, prima coloană pentru weight-ul ăsta și a doua coloană pentru weight-ul ăsta. Și l-aș fi pus un picuț, l-aș fi pus în context, ca să nu cred că e ceva de citit. Sau poate chiar e ceva de citit. Și zi-o prost acum, I don't know. Mock-up. Aici am picuț blurry, dar... ăsta, da, sticker. Un sticker lipit în spațiu. Good. Hai că ne mai uităm și peste proiectul ăsta de Logofolio. Na, asta da, asta e o chestie super faină. Faptul că aici în ăsta Green Family Collection arată ca cifra 1, poate că e, nu știu, dar îmi place foarte. Hopa, hopa, hopa. Sunt ceasul. Arată foarte bine chestia asta de aici. Aș fi vrut să știu logo-urile astea, ce fel de companie sunt astea, ce fel de firme, care-i specificul lor. Mi-ar fi plăcut să văd informația asta. Instant Sign. Ăsta... ăsta nu... nu, ăsta nu poate să fie logo. Sau poate, poate să fie, dar nu, mi se pare că e super, super, super complicat. Sau dacă îl faci mic, nu o să înțelegi ce înseamnă. Foarte nice și animat. Ăsta la fel, KF2. Foarte dificil de citit, mai ales că spațiul ăsta negativ. Da. Nice. Ăsta e fine. Aș fi curios la logo-ul ăsta cum arată pe fundal negru complet în format outline. Da, nice. Deci overall mi se par foarte bune proporțiile. Nu sunt grămădite logurile, există spațiu sus-jos la fiecare, dar mi-ar fi plăcut poate undeva aici să pui o mică notiță, o mică descriere cu ce înseamnă fiecare logo, care e specificul companiei respective, pentru că în felul ăsta, dacă știu care e specificul, pot să fac și eu niște legături și să plasez în context logo-ul la care mă uit. Bun. Hai că ne apropiem de ultima pauză, să zic așa. Din nou, dacă mai aveți orice fel de întrebări, vă rog, lăsați-le acolo în chat și Tiffany o să le pescuiască. Bun, mergem mai departe. Să vedem aici să nu ne încurcăm în butoane. Și ultimul concurent în această repriză de criticisme este așa să citesc descrierea. Vine din București și este fondatorul studioului Mish Design. Mișulică Mihai Dănăilă. Yes, uite că am zis-o. Da, Mihai Dănăilă. Dănăilă, am și un văr pe care îl cheamă Dănăilă. Hello, my name is Michael. I'm the creator of Mish. Ok. Ce nu-i foarte clar aici, deși eu am presupus că e un studio sau că ești tu sau că e entitatea ta, nu știu exact ce înseamnă Mish, straight from the bat. Că Mish poate să însemne, nu știu, un caracter, un produs, ce-i Mish. Da, aici cumva, prin intermediul adresei de e-mail, cumva zici un picuț mai multe. Dar, din nou, să iei acolo, Mish Design, Mish Design Studio, Studio Design,
doesn't matter. Zi-o cumva să se înțeleagă. Even the idea pops in my head or it is in my demand, I love to create, to sketch, to vectorize. Okay, that's good. Hai să facem, le punem așa ochelarii de scanare la prima vedere. Îmi place că ai pus un header, e un header personalizat, e ceva ce îmi zice ceva despre tine. Oare gândacul ăsta e o cei? Un cockroach. Cred că e beyond a cockroach. Ha. Oare cercul ăsta de aici să fie un... cum era ăla? Un dongle. În fine, gândacul ăla care face biluțe din diverse ierburi de staff. Da, e amuzant. Arată bine. Deci la prima vedere, partea asta de sus, cel puțin astea trei, par să fie cât de cât consistente thumbnail-urile. Aici mai jos deja se strică așa un pic treaba. Rick e Morty, Rick, nu știu ce să zic despre el și cât de ok îi să îl folosești, numai dacă nu cumva e chiar approach-ul tău. Da, că vezi deja am dat click pe proiect, am intrat prea adânc în toată problema. Da, revenim la thumbnail-uri. Asta cu Stalin și astea două de aici cel puțin, fă ceva cu ele, mai ales ăsta cu iepurașul. Dacă e să păstrezi linia asta de super clean pe alb, atunci pune eventual numai iepurașul. Și dacă îi să lași liniile astea ca să se vadă că e un mugshot, sau cred că e un mugshot, scoate măcar textura aia din spate și fă caracterul un picuț mai mic. Așa. Bun, ce avem aici? Clothing, logos for people. Nu o să intru prin toate, dar dacă tot, uite, dacă tot am dat pe Rick and Morty, pe Rick, hai să îmi zic așa câteva păreri. Cred că, mai ales la prima vedere, da? Mă uit la... imaginea asta, se pare că iar mi-a murit camera. Este, Tiffany? Da. Yep. It died, the fucker. It died. No, hai că deja știu cum se... Deja știu cum se folosește toată treaba. Am să dau din nou X și am să revin. Da, iar e blocat. Yep. Start already. Tiffany, să-mi zici dacă... Da, uite, cred că a revenit. Acum pare să fie ok. Mark îmi scrie pe Facebook aici într-una, da, I'm sorry că nu pot să nu pot să mă uit. I hate this, dar nicio problemă, din greșeli învățăm, când te bate tehnologia, asta este. Da, deci asta ziceam, o să grăbesc așa un picuț pasul ca să nu mai prindă încă o dată nebuneala. Ziceam că mock-up-ul ăsta nu-i cel mai grozav, pentru că oricum ți se pierde foarte mult din
personaj. Adică totuși trebuie să vezi personajul ăsta și ar trebui pus mai mult accent pe ilustrația asta, iar apoi, evident, fotografii. Fotografiile îs ok, dar cred că poți să beneficieze de mai mult contrast și un pic mai multă saturație, le poți ajusta astea în Photoshop. Da, asta ar fi ideea aici. Hai să ne uităm și peste câteva logo-uri. Da, ăsta e logo-ul tău. Ăsta parcă shape-ul mi se pare destul de familiar. I could be wrong. Îs subțirele logo-urile. Ce aș zice să faci un picuț, să experimentezi un picuț și cu niște culori de background, știi? Adică nu le lăsa numai pe alb. Fă-le un picuț mai mici, dacă se poate. Îs foarte mari și strigă la tine prea mult. Și un portofoliu, un proiect de logo-uri țapăn, să zic așa, ar trebui să aibă acolo, nu știu, 15-20 de logo-uri. Nu există, nu e o regulă chestia asta, dar cumva în momentul în care dai scroll să-i simți greutatea proiectului. Bun. Ok, păi, hai să mă pun și eu aici pe main scene-ul ăsta. Cam asta a fost critica, cu bune și cu foarte rele. Măcar am reușit să terminăm. A fost horror toată treaba asta cu hiccup-urile. Tehnologia se pare că chiar a zis, dude, fuck off. Și da, s-a răzvrătit împotriva mea. Ok. Tiffany, mai avem ceva întrebări? Da, am pescuit 4 întrebări. Okay. Și anume, avem așa, de la Carina, ar vrea să știe dacă recomanzi ca tovarăși și designer să aibă poza lor pe Behance sau logo-ul care îi reprezintă. Și dacă zici că ar fi mai ok să aibă poza, crezi că ar trebui să includă și logo-ul? Și dacă da, unde anume? Păi acum, cred că e destul de straightforward răspunsul. Oricare dintre ele e la fel de bun. Da, deci faptul că ai logo, că ai poză, n-are nicio importanță. Chiar n-are nicio importanță. Tu decizi ce dorești să afișezi acolo. Eu, de exemplu, am poză. La fel de bine am avut-o cu o vreme logo, pentru că așa m-am identificat eu cu chestia asta și așa am simțit să fac și așa am făcut. Deci nu există o regulă. You can do whatever you want. Dar, din nou, dacă poți să îți pui o imagine, o fotografie cu tine care să te reprezinte și să nu fie neapărat o chestie de aia super fashion cu știu ce unghiuri dubioase, gen poză de aia de zi de sfârșit de liceu, e perfect. Dar în același timp, dacă ai un logo, do it. Folosește logo-ul peste tot pe social media. În felul ăsta e și obișnuiești pe oameni cu imaginea respectivă, fie că ai logo, fie că ai imagine. Deci, din nou, e o chestie foarte subiectivă, e o chestie de gust, vezi ce funcționează pentru tine cel mai bine. Next. Bun, mai avem una de la Adi. Ce recomanzi pentru prezentarea portofoliului pe website? Carousel sau gen Dribbble sau Behance? Deci, prezentarea portofoliului pe website, pe ce website? Pe website-ul personal, pe website în general? Mai repet o dată întrebarea. Da, ce recomand pentru prezentarea portofoliului pe website, carousel sau gen Dribbble? De ce fel de prezentare recomanzi la un website? Păi, la un website, deci website ca și piesă de portofoliu. Sincer, un carusel ar putea să funcționeze dacă
dacă vrei să vezi cumva anumite componente într-o serie, de exemplu, ar putea să funcționeze un carusel. La fel de bine poate să funcționeze o prezentare făcută cumva pe secțiuni, fiecare secțiune să reprezinte un anumit aspect din site-ul respectiv, din proiectul respectiv. Important e să îl ghidezi pe om în prezentarea respectivă, că despre asta e vorba până la urmă și caruselul e o componentă care îți permite să faci chestia asta. La fel și un stash de imagini. Again, e o chestie de cum îl ghidezi pe om în pagina respectivă. Nu contează cât de lată, cât de lungă e. It's all about composition și design până la urmă. Bun, ce ar mai fi? Mai avem? Mai avem două întrebări de la Florin. Prima ar fi, pentru thumbnail-urile de pe Behance, care consider că ar fi mai potrivite dintre o poză cu text, care să includă numele proiectului și titlul proiectului, sau o poză mock-up cu lucrarea? Și dacă ai și niște exemple? Din nou, asta e iarăși o chestie foarte subiectivă. Poți să ai, de exemplu, da, poți să ai o poză cu un mock-up care nu pui tot mock-up, pui probabil o secțiune din mock-up, faci un crop, da? Un crop care să pare interesant, un crop care să fie interesant, nu să pare interesant. Sau, again, poate să fie text. De ce nu? Dar asta e o chestie pe care poți să o decizi privind cumva portofoliul în ansamblu. Adică dacă ai un proiect unde ai un mock-up și ai un proiect unde ai un text, trebuie să ai grijă ca cele două thumbnail-uri să fie ușor din același film, știi? Adică să nu pară din lumi diferite. Așa că poți să folosești combinația asta dacă vrei. N-are nicio importanță. Important e când privești lucrurile de sus, așa printre gene, să-ți zici tu ție, bă, îs balansate sau nu sunt chiar balansate. Ce pui în ele n-are nicio importanță. Bun, și ultima întrebare tot de la Florin. Dacă vorbim de o prezentare față în fața unui fond, ce ți-ar plăcea să vezi? Pentru că este posibil să facă un fond pentru licență și caută idei pentru o prezentare cât mai bună. Bă, deci fii atent, Florin, mie mi-ar plăcea să văd process, behind the scenes. Fontul e o chestiune foarte... are o zonă foarte subiectivă, dar în același timp infuzat, să zic așa, în tot fontul ăsta și o practicalitate, nu? Că totuși trebuie să fie fontul lizibil, să iar memory camera, goddammit, dar sper că se aude măcar sunetul ca să termin ideea și după aia promit să mai dau un ultim restart și o să ne putem... și sunet. Ok. Hai. Merge oare? Da, acum pare să fie ok. Da? Bă, încă un restart, my god, ar trebui să fac un counter cu restarturi, fucking hell. Să revin așa la Florin până nu mi se gata netul. Aș vrea să văd behind the scenes, aș vrea să văd sketching, aș vrea să văd cum ai ajuns de la ideea principală, ideea inițială la varianta rafinată, să văd așa un before and after, să pot să îmi dau seama ce decizie ai luat când vine vorba de, nu știu, linii, de componentele fontului respectiv. Aș vrea să văd, de exemplu, ce reguli ai impus pentru fontul respectiv. Reguli de genul, bă, uite, tot timpul unghiurile, știu eu, ascender, descender, whatever, îs la 30 de grade, I don't know, regulile, setul de reguli pe care le-ai impus când vine vorba de fondul tău. Bineînțeles, mi-ar plăcea, mai ales că e licență sau e o lucrare mai importantă, aș vrea să văd pus în practică
Adică efectiv să printezi niște chestii, să faci litere volumetrice, să scrii ceva interesant cu fontul ăla, să le fotografiezi, să le pui așa în portofoliu, să se vadă cumva the craftiness, că despre asta e vorba până la urmă. Și ulterior mi-ar plăcea să văd fontul ăsta undeva pus pe un creative market sau undeva să pot să-l cumpăr, să-l folosesc. Of course, why not? Mai ales dacă depui atâta efort pentru asta, cumva trebuie să te gândești și cumva la viitorul lui. Da, cred că ăsta este răspunsul. Da, ce vreau? Vreau să vă zic eu o chestie înainte să moară camera și toate astea. Am în plan pentru următoarele live-uri. Vreau să fac niște live-uri sau numele următoarelor live-uri o să fie identități vizuale descifrate și vreau să fac o chestie un picus fucked up. În sensul că vreau să vă arăt mult mai mult în detaliu identități vizuale pe care le-am făcut și să vă bag așa în toată mocirla lor. Asta pentru că personal mi se pare o chestie foarte importantă și multă lume e foarte curioasă și eu sunt foarte curios de procesul designerilor, cum ajung să rezolve un subiect, dar vreau să înțeleg și cum gândesc anumite chestii. De ce căcat ai făcut chestia aia? Nu pot să-mi dau seama. Cum ai ajuns la rezolvarea asta? Și de ce ai făcut treburile astea așa? Și vreau să fac o serie de genul ăsta. O să vă rog să îmi spuneți aici în chat cum vi se pare ideea asta, ca să știu să o pregătesc și o să, nu știu, sper să fac cumva să rezolv toată nebunia asta cu camera, cu opritul, cu pisici. Dar de ce zic asta? Pentru că live-urile astea vreau să fie super raw. Nu o să fac videouri cum am făcut eu un logo, cum am făcusem la un moment dat primul episod din identități vizuale descifrate în care am vorbit despre not verde, dar așa acolo o chestie de edit. Nu tot timpul pot să arăt chiar tot, pentru că na, poate n-am răbdare, poate că nu sunt foarte multe motive, dar prin seria asta pe care planific să o fac, chiar vreau să arăt toate tâmpeniile, deci de la schițe, la printuri, la cum Dumnezeu am făcut aia și aia, și chiar am câteva proiecte super mișto și aș vrea să vă port prin tot procesul ăsta, da, așa, la, așa, cu nesimțire, cum s-ar zice, că at the end of the day n-am absolut nimica de ascuns, să zic așa, secretele mele secrete pe care chiar vreau să le împărtășesc cu lumea și sper să aibă lumea răbdare la viitorul live, care probabil o să fie peste câteva săptămâni, zic eu, în două săptămâni, și iar s-a dus camera. Da. Dar na, asta este. Sper că măcar sunetul se aude acum, nu o să-i mai dau restart la OBS. Din cauza că tehnologia m-a bătut astăzi, am să închei această repriză, această rundă de criticisme aici. Tiffany, mersi super mult pentru prezența ta și mersi pentru monitorizarea comentariilor. Da, very good. Guys, vă mulțumesc super mult pentru faptul că m-ați suportat și că ați suportat aceste neajunsuri legate de tehnologie. Sunt convins că livestream-ul cu numărul 20 va fi absolut genial, excepțional, grozav. V-am pupat să aveți o seară cât mai mișto și keep on creating. Faină. Tu.
too late, too late. Dar oare care o fi cauza? Aparent încă mă uit pe live.